terminat? Gata. Gata? Flow. Mai n-am pus pe ploaie. Da, acum a fost pe ploaie, nu mai lucrat. Paleta acolo. De ce nu mai lucrați? Să s-au fiți ploaia. Eu am două echipe, știu, pe teren astăzi, care au început încă de dimineață să plombeze pe unele drumuri atunci când condițiile meteo permiteau. Am dat dispoziții scrise și avem proceduri de lucru care, când e ploaie, nu ne permite să plombăm. O să verific situația semnată de dumneavoastră și o să iau măsurile corespunzătoare. Vă mulțumesc că m-ați informat pe această cale, pentru că ăsta consider că ar trebui să fie rolul presiei, să semnaleze atunci când sunt probleme, iar noi care suntem puși în funcții și trebuie să facem treaba așa cum trebuie, o să acționăm în conformitate cu ceea ce ar trebui să facem. Eu vă asigur că o să reglementăm situația. Am văzut că nu i-a forțat nimeni, că erau două echipe, una în giratoriu, exact acolo la sâmbătă, care s-a oprit, nu lucra. Aia din giratoriu, din câte semnale am eu, a primăriei. Pot să vă asigur de asta, pentru că nu e drumul meu acolo. Probabil. Nu știu unde v-ați oprit, spre Sagricom, acela este traseul nostru, într-adevăr, pe care de vreo 5 zile lucrăm, decopertăm, din cauza că timpul n-a permis să asfaltăm și asta am dispus și eu, să mai așteptăm până o să permită timpul. De ce au lucrat tocmai asta și pe ploaie, asta o să verific. Practic le-a spus să nu lucreze astăzi? Exact, le-am spus să nu toarne asfalt dacă plouă sau dacă condițiile meteo nu o permis, să pregătească, că sunt niște operațiuni premergătoare care se fac înainte de a turna asfalt. Să frezează gropile, să pregătește și astea pot fi făcute pe mai multe zile, urmând când e timpul bun să turnăm în toate acele gropi care le-am pregătit în prealabil. Această pregătire înseamnă și să turnați ceva în gropi înainte de asfaltare? Nu, să frezează practic groapa, să face niște muchii vii, le numim noi, adică
să aibă colțuri ca să prindă bine asfaltul, formă se mătură acolo să fie curată groapa și se dă cu amorsa, dar amorsa asta se dă înainte de turnare. Cam asta e procedura tehnică. Vor fi sancționați? Da, vor fi, cu siguranță vor fi sancționați, mai ales că am dat dispoziții exprese să nu se întâmple acest lucru, să nu se toarne, să respecte procedurile de muncă. Tot în urma unui semnal de al presei, care știți, acum 3 săptămâni a fost ceva, cu, puneau niște balastru într-o groapă, tot pe ploaie, deci au fost atenționați în nenumărate rânduri. Fiecare șef de sector i-am atenționat. La mai doamnă această sancțiune, la ce se rândă? Până la desfacerea contractului de muncă se poate ajunge, dar conform codului muncii sunt niște pași premergători care se iau 10% din salariu pe o perioadă de 3 luni și pe urmă alte măsuri. Asta o să constituie, obicei cum se face, se constituie o comisie care analizează acest lucru, respectând prevederile legale, se propune directorul general și directorul general ia măsura necesară. Prezentați-o. Alin Manole, mă numesc director general al SCLDP-SA.